Bun, ia să vedem noi mai departe despre ce este vorba aici. Deci avem un Mini Cooper, da? Care ar fi an de fabricație 2007, luna a 9-a. Așa. Și să vedem testul vehiculului. Bun, avem o dată detalii pe FRM. Footwell modul. Car access system. Combi. Climatizarea. E, aici, pe diesel electronic, avem cea mai multe informații care ne trebuie. Încă aici avem probleme noi. Mașina pornește, dar nu rămâne pornită. Bun, avem ceva erori pe FRM. Bun, instrument panel fuel level sensor left. Bun, problema este că până în prezent la mașina asta nu s-a făcut diagnoză competentă. Și primul lucru care o să-l facem, o să ștergem erorile. Să vedem ce rămâne și de ce se oprește. Hai să vedem totuși ce alte surprize am putea să mai avem. Până aici nimic fascinant. Hai să vedem cine rămâne. Mașina, o bijuterie frumușică. Switch off the ignition, remove. Bun, până aici bine. Unde de ulei în admisie? Păi țapă nu vine de ulei. Ar trebui să facem totuși un test de compresie, să nu cumva să avem vreo surpriză, să avem vreun piston topit, deși motorul său din 4 pistoni totuși. Hai să pornim motorul acum, nu? Motor pornit, vom vedea dacă mai apare erori pe unitatea motor. Bun. Hai să vedem ce erori ne-au rămas. Bun, acum trebuie să o facem să oprească. Și vom vedea mai departe ce o să fie.